Tyson Fury a primit 10 zile de la Federația Mondială de Box pentru a-și prezenta apărarea în urma depistării pozitive la cocaină. În cazul în care nu va exista o argumentare solidă a pugilistului, acestuia i se vor retrage centurele mondiale ale versiunilor WBO, WBA și IBF. Britanicul de 28 de ani a reușit performanța de a deveni campion mondial la 3 categorii după ce în 2015 l-a învins la puncte pe Vladimir Klitschko. Din acel moment, revanșa dintre cei doi a fost amânată de mai multe ori. Tyson Fury a fost depistat pozitiv la un control antidoping efectuat în luna septembrie a acestui an. Miercuri el urmează să fie audiat de Comisia de Control a Boxului Britanic.